Salutare la toată lumea! Vreau să fac un video despre cât timp pe zi are nevoie un cățel să facă exercițiu, că se vorbește, unii zic 10 minute, de la o oră, 2 ore, fiecare cu părerea lui, în jurul blocului, în sfert de oră. Eu acum, părerea mea, că cel puțin 3 ore din 24 trebuie să fie activi. Și când mă refer la activ, mă refer nu în lesă, mă refer la fugă, să-și dea drumul la energie. Un câine sănătos ar trebui să fugă vreo 3 ore. Bine, Oscar aici mai la pas. Mai fuge și el din când în când, dar chestia e că el a stat, ăsta mare, a stat prea mult în cur. Și a devenit mai loc din cauza aia, dacă era un pic mai activ. Era un pic mai cu gașca cu noi, era arta altfel acum. Da, cam așa, acum sunt multe scuze. Lumea când își ia un câine nu se gândește la toate chestiile astea. Unde pot să-i dau drumul, unde cât timp am pe zi pentru el, cât de ascultător e, cât de curajos e. Multe chestii. Uite, lampa asta legat de mine. E prima lui zi și nu știe ce se întâmplă încă. E cam speriat. Ești cam speriat, eh? Da, aș dă drumul. Vede atâția câini pe lângă.